Nu știu cine trebuie să audă treaba asta, dar vă zic eu. Stați liniștiți, porcul nu trebuie interzis și nu se va interzice niciodată în România. Oh, oh, să nu dea gata, cu mamă, gata! A spus-o chiar ministrul agriculturii, Florin Barbu. Înțeleg că pe net au tot apărut în perioada asta a Crăciunului tot felul de zvonuri că ne va lua, domne, Uniunea Europeană dreptul strămoșesc și tradiția ancestrală de tăiere a porcului în bătătură. Negativ. Nu se va întâmpla asta niciodată, așa că puteți crește liniștiți porc la bunici, la țară și să mergeți acum în decembrie să-l tăiați și să vă urcați liniștiți pe el. Pe surse a apărut informația că nu se vor acorda tichete pentru achiziția de carne, metodă ce ar trebui să descurajeze creșterea și sacrificarea de porci. Dar nu, și informația asta e greșită și a fost dezmințită. Ia uite ce zice domnul ministru Barbu cu gura lui. Porcul nu trebuie să fie interzis, este o tradiție și eu voi merge de sărbători la părinți și tatăl meu, care chiar dacă este cadru didactic ieșit la pensie, ne crește 3 porci. Unul pentru mine, unul pentru fratele meu și unul pentru ei. Deci lucrul acesta nu se va interzice niciodată în România, iar cine spune că vom da tichete e o mare prostie. Prin acele etichete încurajăm consumul de carne de porc din străinătate. Acum că știți treaba asta, sper să le ziceți și bunicilor voștri să stea și ei liniștiți.